Ce, nu intră freza în pasaj? Sau cum? Haideți să vedem, trageți un pic pe dreapta acolo și pe mine și pe spate. Să vină și freza, da? De cât timp stați în vamă? De vineri de dimineață. Alt traseu nu exista? Nu, aici m-am blocat. Mai departe n-am putut merge, nici într-o parte, nici n-am. Ce v-au spus? Să așteptăm până va dezăpăzi drumurile. Apă, cafea, mâncare? Da, totul a fost super. Am înțeles. Și acum că sunteți în România? Fericit că mergeți spre casă. Să aveți drum bun. Unde mergeți? Republica Moldova. Wow, drum lung. Da. Este Crăciunul, nu? A fost. L-ați petrecut? Aici, da. Ați petrecut Crăciunul în vamă, nu? Da. Ce să zic, la mulți ani și să aveți un an minunat, fără astfel de incidente. Mersi. Mersi. De cât timp? Răspinde de la ora 12. Și mulți români? Mulți bulgari, multe persoane? Câți oameni, știi? Nu, tot 50 de persoane. Autocarul nu se vede în spate. Și ce scuză a fost? Scuză că nu vine nimeni să ne dezbirească, că nu au utilaj. Ce? Mulțumesc. Iar acum? Ce? Unde mergeți? Eu trebuie să ajung în Polonia. Aoleu. Mâine la ora 8 în Polonia. Zburați, cred. Sper să ajung până la București, dacă acolo îmi folosesc, îmi plăc foarte bine acolo.